Astăzi a venit timpul să testăm Tesla pe Transfăgărășan, să vedem dacă reușim să străbatem Transfăgărășanul cu un plin. Practic, acum suntem la București, la marginea Bucureștiului, la intrarea pe autostrada A1 spre Pitești. Partea interesantă la acest vlog o să fie că pe Transfăgărășan nu există nicio stație de încărcare, așa că o să fie un experiment destul de bun pentru mașina, să vedem dacă se descurcă sau nu, cu cât o să ajungem. E un experiment destul de bun, așa că țineți-le pumnii să fie bine ca să nu fie rău. Nu uitați de like și subscribe dacă sunteți noi pe canal și haide să vă arăt traseul de astăzi. O să fim plecați cu o Tesla și acest golfuleț. Traseul de astăzi cam așa arată. Pitești, prima oprire, după aceea avem Bâlea Lac de pe Transfăgărășan, încărcăm la Sibiu și după aceea ne oprim în Cluj să mai vizităm pe acolo, iar destinația finală este Oradea. Deci astăzi avem o zi lungă, peste 600 de km de făcuți, așa că o să fie o zi interesantă. Am dat aici. Să alimentăm mașina. Nu prea am încărcat eu de des la Pitești, pentru că de fiecare dată urma să încarc la Sibiu, pentru că de la București la Sibiu poți să mergi după o singură încărcare. Dar în cazul ăsta noi trebuie să facem Transfăgărășanul și avem nevoie de full-ul. Și a început deja să scoată sunet aici. Hai să vedem cu cât încărcăm. Ar trebui să stăm vreo 15 minute aici, dar o să stăm mai mult pentru că vreau să fac mașina full. El spune că ar fi necesar doar 15 minute ca să ajungem și la Sibiu și pe Transfăgărășan. Dar eu, ca să fiu sigur și având în vedere că vrem să stăm fără emoții, mai bine o facem full de pe acum și să fim mult, mult mai chill. Asta cum se încarcă, mă? Golf 4 electric. S-a capotat și mănânc. Gata? Dă-te mocangeale și tu, nu? Normal. 98%, o să scoatem mașina de la încărcat, ar trebui să ajungem cu 32 la Bâlea Lac. Deci ar trebui să fie destul de lejer și nu ar trebui să ne facem stres. Noi avem 85%, suntem în curtea de arge și se vede aici cât de mult o să scadă bateria când ne apropiem de Bâlea Lac, pentru că o să urcăm foarte mult, dar o să fie un privilegiu de super mișto și tare sunt curios, bă, cum o să descurce mașina pe drumul ăsta. Nu uitați că la finalul acestui vlog o să vă dau impresia mea după acest drum foarte lung de la București până la Oradea plus Transfăgărășan, să vă spun care e experiența, pentru că nu o să încărcăm la supercharge de la Sibiu încolo, trebuie să vedem cum o să încărcăm. Prima oprire la barajul Vidranu. Foarte mișto, am emoții când țin camera așa aproape de prăpastia asta, dar e ok. Uite ce mișto e pe aici. Se vede că am ajuns pe Transfăgărășan. Mai avem 10 km până la Bâlea Lac și deja am ajuns pe partea frumoasă a Transfăgărășanului, unde ai ce să vezi, să te miri de frumusețea traseului ăsta. Și din câte văd, mașina începe să crească foarte mult procentul la baterie, adică deja ne spune că ajungem cu 41%. După cum mă și așteptam, mașina a fost destul de foarte pesimistă, dar încă mai avem destul de urcat. În momentul de față sunt 17 grade afară, să nu ne lăsăm duși de soarele ăsta, e destul de răcoare afară, dar o să vedem mai mult când o să coborăm. Vremea e super mișto, n-am prins niciodată așa de vreme frumoasă pe Transfăgărășan. Ce view! Să aud și... ia uite oile, clopotul de la oi. Când am fost anul trecut cu Skoda, n-am prins vreme atât de frumoasă. Chiar vreme super, super mișto cu soare. Avem aici golfulețul, Tesluța și acum trebuie să trecem pe partea cealaltă a muntelui. Acolo e priveliștea mai frumoasă. Mai doi, Iruna e în papuci pe Transfăgărășan, la fel și casul. Da, da, el are și șosete și papuci de la Nike, el e haz. Am zis, dacă toți suntem pe Transfăgărășan și am făcut oprirea asta, să vedem și cum se descurcă mașina pe autopilot pe Transfăgărășan. Așa că în momentul de față pe autopilot o să dăm aici o viteză puțin mai mare, deși nu ne dorim viteză așa mare pe Transfăgărășan, pentru că e oribil drumul, zici că efectiv a fost bombardat drumul, nu știu care este treaba. Dar uite, acum noi suntem pe autopilot și practic mașina se conduce singură. Hai să vedem dacă ia virajul ăsta cum trebuie. Sperăm să ne ajungem în prăpastie, că e cam mare prăpastia, dar eu o să fie ok. Iute, bom, iute. Vezi? Când ai benzi efectiv trasate, se descurcă foarte bine mașina. În principal, autopilotul e mai bun pe autostradă sau pe un drum în care e mai
drept, nu pe drum de munte, adică nu trebuie să te încrezi în drum de munte, dar în curbe ușoare nu are probleme, adică e destul de ok. Mă, uite cum se vede. Iată. Ca să zici cât de mult o să urcăm, noi o să urcăm până acolo, sus de tot. Și acum intrăm în tunelul care ne duce pe altă lume. A few moments later. Uite, altă priveliște. Aici e soare. Mamă, ce e aici? Deci am ajuns cu 43 la destinație, la Bâlea Lac. Și ar trebui să ajungem cu 38 la Supercharger, dar o să vreau să ajung cu mult mai puțin ca să încărcăm și mai repede. N-am prins niciodată atât de senin la Transfăgărășan. Am găsit și loc de parcare la mașină. Dar bă, bune, niciodată n-am prins atât de frumoasă vreme. Deci Miruna, uitați-vă la Miruna, e în șlapi. Încă în șlapi. Ești la peste 2000 de metri altitudine și tu ești în șlapi. Cred că puteți să facem o baie în lacul ăsta. Da? Hai da. Să sărim, Andrei. Tu primul. Ia zi, măi, e cald apa? E chiar plăcută. Vezi că merge de baie. La temperatura camerei. Ești acolo de presiunea Transilvaniei. Și noi o să vedem acum drumul ăsta. Coborăm pe aici, nu? Mamă, a, ăsta e drumul ăla de-l filmează toți. Da, a apărut și la Top Gear și da. Am plecat de aici, e foarte multă lume, deși e luni. Îmi închipui cum e în weekend aici, chiar nu vreau să știu cum e în weekend. Dar am prins o vreme foarte frumoasă, a fost frumos. Acum ne îndreptăm către Sibiu pentru că avem o zi lungă. Trebuie să ajungem astăzi la Oradea și trebuie să mai ne plimbăm și prin Cluj. Așa că avem multe vizitate astăzi. Mamă, și asta, uitați-vă și voi ce e aici, efectiv. Numai care pe care să lași. Am scăpat de haosul de sus. Ar trebui să mergem cu vreo 40 la Sibiu, 40% baterie, dar o să mergem destul de tare oriunde avem cu ocazia. Am ajuns cu 35%, am să luat ceva minute pentru că am mers destul de repede. Hai să băgăm mașina la încărcat. Deci ar trebui să stăm 35 de minute aici, aparent, ca să fie ok călătoria noastră. Noi oricum o să stăm probabil mult mai mult pentru că vrem să mâncăm și noi, că nu prea am mâncat nimica bine și deja ora 2. Așa că o să mâncăm ceva mult și să vedem cum o să decurgă călătoria asta. Unde urmează să mai încărcăm? Dacă va fi nevoie să mai încărcăm încă o dată la Cluj, eu așa aș presupune că ar mai fi nevoie încă o dată la Cluj, pentru că până la Oradea sunt peste 300 și ceva de kilometri. Dar o vedea noi care o să fie situația cu mașina. Am reușit să ne sunăm din mâncare, Irina mai are un pic și vine și mâncarea. Nu mai murim de foame. Da, mașina deja e gata, dar vă dați seama că o să trebuiască să așteptem. E gata de continuarea deplasării. Mergem să scoatem mașina de la încărcat, am stat peste o oră. Hai să vedem cum facem tripul acum către Oradea, să ajungem cumva la Oradea. Și-a revenit într-un final GPS-ul, avem 100% baterie și ne spune că ajungem la Cluj cu 34. Nu avem destul, așa cum știam și eu că nu ar trebui să avem destul până la Oradea, am ajunge cu minus 13%. Deci o să fim nevoiți să încărcăm undeva la Cluj. Am găsit o stație undeva în centru, lentă, dar să vedem dacă își face treaba. Evident, mai sunt și alte posibilități la Kaufland sau Lidl, dar vrem să vedem centrul, așa că o să parcăm mașina undeva în centru la o stație. Vedem dacă ne iese schema sau nu. Am pus manual pinul, se vede din satelit locurile de parcare pentru mașina electrică. Punem pinul, Piața Unirii 25, adăugăm. Să dai cu ceară pe mașină. Mergem cu 125 și stropii se duc efectiv în sus, nu stau pe parbriz. Și mișto. Avem Clujul în față. Super mișto view-ul ăsta de exact cum vii. Vezi tot Clujul de la un cap la altul. Într-un final am ajuns la Kaufland, la Cluj. Și încărcăm nu la stație rapidă pentru că nu funcționează, deși ar apărea că funcționează, nu funcționează, încărcăm la lent. Încărcăm cu 12 kW maximul posibil, am schimbat locația, ne aflăm acum în centrul Clujului, la Piața Unirii. Acolo la Kaufland nu prea aveam ce făcea și voiam să vedem și centrul, cât timp stăm și așteptăm. Aici vedeți pe domnul Casă cum se chinuie să pescuiască din porbagaj. Ce faci aici? Ce faci? Încerci să pescuiești?
Ai bateria? Cam asta a fost cu Clujul. Am plătit și parcarea 12 lei pentru 7 jumate până la 8 jumate, 12 lei. Acum o să mergem către Oradea. Am încărcat 52% bateria. Mașina ne anunță că am ajunge cu undeva la 10% în Oradea. Ideea e că o să ne ducem mai întâi la cazare să luăm cheile, pentru că deja este destul de târziu, și după aceea probabil o să încarc mașina și o să tragem niște concluzii după ziua de astăzi, cum a fost cu Tesla pe Transfăgărășan și experiența din Cluj, Oradea. Vorbim când ajungem. Am ajuns și în Oradea. E bine că aici nu plouă, sincer, adică chiar e foarte bine treaba asta. Haideți să facem turul cazării, să vedeți cum arată un apartament de 3 camere aici. E, încercați să nu băgați în seamă haosul că am adus bagajele. Da, avem practic direct, ajungem în bucătărie, unde e deja mobilat totul frumos. Aici avem prima cameră. Salut! Deja s-a băgat să uite la televizor. Aici este baia. Nu intru. Una bucată dormitor. Așa arată un dormitor, televizor. Aici e un loc pentru copii. A, ce drăguț. Da. Și al treilea dormitor cu balcon. Care balcon are priveliște direct către mașină. Wow, fix mașina. Da. Cam asta este tot. Cred că cel mai bine revenim dimineața cu niște concluzii după drumul pe care l-am avut, pentru că sunt extrem de extenuat. Am făcut astăzi peste 600 de kilometri. Nu știu exact câți kilometri, dar cu siguranță peste 600 de kilometri. Mai bine mă la somn. Revenim dimineața. The next day. Am ajuns în parcarea subterană de la Oradea. Sunt fix în centrul la Oradea, unde e foarte mișto amenajat, în parcarea subterană, de unde se aud manele. Dar da, aici în parcarea subterană sunt vreo 4 stații de încărcare. Sunt stații rapide de încărcare. Hai să vedem cum încărcă. A pornit încărcarea, avem 5% baterie și mașina s-ar face full într-o oră și 10 minute. Hai să tragem câteva concluzii. Pot să spun că puteți face lejer cu Tesla Transfăgărășan. Aparent nu a consumat la fel de mult pe cât mă așteptam și am regenerat destul de mult. A fost o aventură foarte lejer, dar în Cluj-Napoca nu există mai deloc stații de încărcare gratuite, rapide. La Kaufland nu funcționează, în centru vechi nu funcționează stația la fel rapidă, funcționează doar lent și plătești parcarea destul de mult. Dar dacă vrei să plătești în Cluj, cred că există câteva variante destul de multe, dar totuși mi se pare destul de puține stații, având în vedere că Cluj este un oraș destul de mare. Cam atât a fost cu acest video, dacă v-a plăcut nu uitați, dați acolo pe butonul de like să vă abonați. Dacă mai aveți alte întrebări, lăsați-le în secția de comentarii și o să încerc să vă răspund la cât mai multe. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare.